Astăzi a avut loc întâlnirea responsabililor de cateheză din protopopiatul sector 1 Capitală. Evenimentul s-a desfășurat în Biserica Parohiei Precupeții Noi, după Sfânta Liturghie, oficiată de Părintele Protopop Marin Comănescu. Întâlnirea a fost prezidată de Părintele Diacon Eugen Maftei, noul consilier eparhial de la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Aceasta este prima întâlnire de acest fel din protopopiat și a avut ca scop identificarea și analizarea situațiilor concrete la nivelul fiecărei parohii în ceea ce privește catehizarea credincioșilor. În cadrul întâlnirii, Părintele Consilier Eparhial a vorbit celor prezenți despre importanța catehezei. Actul catehetic este un act didactic. El transmite niște informații, încearcă să acumuleze niște cunoștințe care mai apoi să fie puse în practică de către cel catehizat. După aceea, sigur că această învățare nu este una sterilă, nu este una exterioară, ci trebuie să fie strict legată de viața liturgică. Noi nu oferim numai niște cunoștințe așa cum le oferă, nu știu, celelalte discipline, ci noi ne dorim ca acest caracter informal să aibă și o finalitate formală, deci să formeze caractere. Și de asemenea trebuie să facem o legătură între ceea ce transmitem, cuvântul lui Dumnezeu, maniera de transmitere, cateheza în sine și viața bisericii, deci trăirea în spiritul acesta comunitar. Nu trebuie să existe o ruptură între aceste trei niveluri, pentru că noi când vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem în primul rând pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, care este prezent în viața liturgică, în Sfânta Liturghie, în Euharistie, dar care poate să ia forme foarte concrete și prin metoda aceasta de catehizare. El se face accesibil și prin cuvântul acesta rostit. Protopopiatul sector 1 Capitală cuprinde 36 de parohii și peste 100 de clerici. Am socotit că este foarte importantă și această întâlnire pentru o bună organizare a catehezilor în parohiile noastre. De ce lucrarea aceasta a bisericii? Așa cum bine știm, noi clericii avem în trei direcții principale, în primul rând lucrarea sfințitoare, lucrarea de conducere în parohiile noastre, dar și de învățătură, de luminare a credincioșilor. Și foarte importantă această lucrare misionară la care suntem chemați, în primul rând noi slujitorii și reprezentanții, sigur, fiecărei eparohii, ca să luminăm pe credincioși pe calea Sfântă a Mântuirii. De fapt, este lucru esențial în biserica noastră ca să iluminăm pe credincioși, pe copii, pe tinerii noștri, pe bătrânii noștri. Și de aceea am încercat, deci, după întâlnirea care a avut loc, deci, în februarie, ca fiecare parohie să-și delege un reprezentant care se ocupe în mod expres cu cateheza din parohie. Asta nu înseamnă că ceilalți nu trebuie să lucreze. Fiecare suntem datori să suntem responsabili de a conștientiza și de a lumina pe credincioși. Întâlnirea de astăzi cu toți responsabilii de cateheză din protoieria sectorului 1 a fost inițiată cu gândul de, în primul rând, de a ne cunoaște mai bine. În februarie a avut loc o întâlnire cu responsabilii de cateheze din fiecare protoierie și după acea întâlnire ne-am gândit că ar fi bine să vedem care sunt responsabilii din fiecare parohie. Și acum ne-am întâlnit cu toți responsabilii de cateheze din fiecare parohie pentru a vedea care sunt realitățile concrete din teren, care sunt situațiile pe care le întâmpină fiecare responsabil de cateheze în parohia unde activează, ce categorii de vârstă sunt acolo, pentru că sunt parohii care au activități catehetice cu copii, alte parohii au activități catehetice cu adulți și să vedem în primul rând care este peisajul general al protoiriei noastre din acest punct de vedere și apoi să vedem în ce fel putem accentua anumite lucruri în așa fel încât activitatea catehetică atât de necesară într-o lume în care suntem tot mai asaltați, într-o lume în care secularizarea și toate celelalte fenomene apasă asupra credincioșilor noștri, să vedem în ce fel putem forma noi generații și pe credincioșii pe care îi avem în biserică să îi apropiem mai mult de învățătura de credință, încât să cunoască mai bine și mai ales să trăiască mai profund credința pe care o mărturisesc. Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor va pregăti pentru finalul anului un site dedicat catehezei, care va fi folosit de preoți ca instrument de lucru.